După ce a fost amenințat cu moartea, chiar cu pistolul, pentru iubita lui... Ei bine, acum Sida a plecat într-o bine meritată vacanță. Cu cine, dar și unde a ales să plece, vedeți chiar acum. Sida și iubita sa Maria o țin din vacanță în vacanță. Nici bine nu s-au întors din Capri și din Santorini, căci și-au făcut bagajele și au ales să se relaxeze câteva zile într-un loc plin de soare, Mykonos. Imediat cum au ajuns pe celebra insulă grecească, cei doi îndrăgostiți au dat fuga la plajă. Dacă ziua s-au relaxat pe plajele însorite și au savurat șampanii fine, seara, fostul soț al Elenei Băsescu și iubita sa au petrecut la un restaurant de fițe, unde au și dansat toată seara. Însoțiți de câțiva amici, Bogdan Ionescu și iubita sa au petrecut până în zori și nu au făcut risipă de gesturi tandre. Cei doi s-au sărutat cu patos în fața tuturor, semn că relația lor merge din ce în ce mai bine.